Ne-am reîntors pe stadionul Arcul de Triunf din Capitală, unde îi descoperim pe cei doi capitani, Renu Stoian de la Gloria Buzău, portarul echipei, și Răzvan Patrichi, alături de brigada de arbitri condusă de Viorel Fluieran, Alex Filip și Bogdan Duță. Oh! Da, destul de riscante aceste intrări ale lui Vârtej, în condițiile în care Dinamo se duce spre poartă, Țără primește, Țără încearcă să-și crească drum spre poartă, Dani Iglesias, faza arată bine, Dinamo aproape de ratarea meciului în acest minut 24. Minge scoasă din nou în acea zonă, are arie, poate accelera un pic, se poate apropia de poartă, un voleu superb, dar mingea trece mult peste bara transversală. Atacul continuă pentru Gloria Buzău, poate veni șutul lui Boiciuc, ezită Boiciuc, trece de Bena și gol pentru Gloria Buzău. Iată, deci Amzor nu se poate retrage la timp, nu mai faultează pentru că avea deja un galben, Patrick este mult prea lent, nu mai are cine să închidă, Bena totuși vine acolo, dar nu se descurcă deloc bine. Da, ridiculizat efectiv francezul Kentăm Bena de către Alexandru Boiciuc, cel care punctează precum Sportul Studențesc. S-a tot vorbit în ultimele zile de revenirea acestui brand. Faza arată bine pentru Dinamo și golul de 1-1 vine în minutul 45. Irimia vine cu pasa, Dani Iglesias era în interiorul careului, armează imediat lovitura, după care apasă pe trăgaci Ahmed Bani. Ce parabolă minunată desenează mingea, care se duce cu minte în colțul porții. Ahmed Bani vine cu centrarea, Renu Stoian ezită, balonul este scos până la urmă în afara suprafeței de pedeapsă, bună și centrarea, Patrike, scapă însă Renu Stoian, care reușește să pareze lovitura, Dinamo din nou în atac, minge bâlbâit acolo. Neatent Nor Macedoneanul, balonul recuperat, Boiciuc poate încerca driblingul, Boiciuc cu șut în diagonală, bara laterală o salvează pe Dinamo. Să revedem faza. De ușor l-a păcălit din nou, e clientul lui Kentăm Bena. S-a bătut repede, Bani prins între adversari, vine cu centrarea, bară! Și este rezolvarea lui Alexandru Pop. Să revedem însă centrarea lui Bani pentru Alexandru Pop, cu capul la rădăcina barei. Era în offside dacă mingea ar fi intrat în poartă.